Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Ai o abordare inovatoare și practică pentru rezolvarea oricăror probleme. Ești capabilă să prezinți oportunitățile viitoare fără a pierde din vedere principiile testate. Voința puternică și entuziasmul fără teamă îți permit să-ți asumi riscuri mai des, ceea ce nu este tipic pentru Capricornul obișnuit. Fiind un intelectual dedicat, prefer să-ți aperi credințele, în loc să urmezi mulțime, înzestrată de astre cu o varietate de talente și o dorință de a lucra din greu, poți excela în aproape orice domeniu profesional, realistă până în măduva oaselor, ești capabilă să privești gradual la orice situație, să o evaluezi și să acționezi în consecință. Rară ori caz pradă optimismului fals, speranțelor și ideilor nerealiste și, în plus, îți evaluezi întotdeauna în mod realist capacitățile, indiferent de cât de sensibilă ești, niciodată nu ți lași slăbiciunea să stea în calea atingerii scopului dorit. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, organizare, înțelepciune practică, perseverență, scrupulozitate, independență, prudență, Realism, planeta ta guvernatoare este Saturn, aceasta predetermină dorința de ordine, planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari, planeta ta în exil este Luna, ea este responsabilă pentru lipsa de emoție, precum și de severitate, atât caracteristicile pure ale Capricornului, cât și propriile tale calități, donate de ursitoare prin ziua de naștere te disting de restul capricornilor. Poți fi un mare inovator, atrasă de tot ce este nou. Te lași transformată de viitor, deși nu poți fi numită divorțată de trecut și tradiții. O altă diferență față de capricornul clasic este faptul că ți sunt calm riscuri. Fără compromisuri în evaluările tale, nu ești deloc dornică să îndulcești pilula sau să înfrumusețezi realitatea. Tu prezinți faptele așa cum sunt. În acest sens, ți se reproșează adesea că ești încăpățânată și nediplomată, dar extrem de rar poți fi acuzată pentru necinste, chiar și adversarii tăi sunt forțați să recunoască faptul că ai standarde duble, cerințele tale exigente se extindă nu numai la cei din jur, ci și la tine însă. Îți, analistă sau critică, ești predispusă să provoci conflicte cu ceilalți prin directitatea ta și lipsa de compromisuri, de fapt. Tu nu te temi de a-ți exprima judecata, diferită de cea generală acceptată, de a te comporta conform convingerilor tale, cu siguranță nu te străduiești să devii lider, poți fi complet mulțumită de poziția din culise, dar trebuie să controlezi situația. Într-o luptă personală, nu ești dornică să fii prima care se va alătura bătăliei, dar dacă situația se dezvoltă astfel încât să te ridici, pentru tine este o chestiune de onoare, vei lovi cu pricepere adversarul. În caz de înfrângere, nu îți arăți suferințele și chinurile, preferând să ascunzi insultele adânc în interiorul tău. Se pare că ești greu de surprins, trăiești ca și cum ai fi gata pentru orice, și totuși ai vulnerabilități. La fel ca toată lumea, ai nevoie de recunoaștere și admirație de la ceilalți. Adevărat, nu demonstreze o dorință pronunțată pentru acest lucru. Respectul este o altă problemă. Respectul de care ai nevoie este puternic. Un alt punct slab. Ești destul de superficial când începi să te compari cu alții. De exemplu, atunci când îl auzi un adversar, îți poți descoperi călcâiul lui Ahile. În acest sens, este mai bine pentru tine să transformi totul într-o glumă și să uiți repede. Ești înzestrată cu astfel de proprietăți, o doamnă înțeleaptă, practică, fermă, conservatoare și stabilă. Te aștepți la multe de la viața ta. Sper să obții succes în domeniul profesional și să creezi o familie fericită. Vei acționa cu prudență, mergând spre scopul tău cu pași mici, dar siguri. Ești obișnuită cu rezolvarea realistă a problemelor. Abordezi îndeplinirea sarcinilor de viață temeinic și judicios, ești înzestrată cu capacitatea de a prevedea viitorul tău, îți asumi aproape exact modul în care trebuie să mergi pentru a obține succesul în viață, poți fi socotită înzestrată cu o inimă mare și un suflet bun, dar, cu toate acestea, ești autosuficientă și curajoasă, trăiești în lumea realităților moderne înzestrată cu sancțiuni și obiectivitate în evaluarea fenomenelor care apar, ești capabilă să tragi concluziile corecte și să alegi soluția potrivită oricărei probleme. Încrederea în sine îți oferă posibilitatea, fără a supraestima oportunitățile oferite, să îndeplinești sarcinile stabilite cu cele mai bune rezultate. Credința ta de viață este aceea de a stabili un obiectiv și de a merge spre el, în ciuda obstacolelor. Tu ai convingerea fermă că orice mijloce și metode sunt bune pe drumul spre obiectivul tău. Pentru punerea în aplicare a tuturor planurilor tale, niciun obstacol nu reprezintă o piedică, și chiar și propriile tale temeri și slăbiciuni pot fi depășite pe calea către un mare scop. Tu preferi să cunoști adevărul adevărat despre tine însăți și acțiunile tale. Obișnuiești să spui totul cu sinceritate? și aștepți același lucru de la ceilalți. Nu îți place să creezi o opinie diferită despre tine însăți și să te lauzi în fața altor oameni. Soarta te favorizează în realizarea tot ceea ce a fost planificat. Viața ta va fi plină de bucurie și prosperitate. Desigur, va trebui să faci eforturi proprii, nu trebuie să te aștepți ca soarta să pună totul în mâinile tale. Cum afectează data de 10 ianuarie soarta ta? Uneori ai o directitate și o integritate excesive. Acești factori complică foarte mult viața ta. Condamnând acțiunile altor persoane și arătând intoleranță pentru omisiuni, poți orienta mediul înconjurător împotriva ta. Puțini dintre oameni îți susțin corectitudinea. În realitate nu ai autoritate. Întotdeauna ții sub controlul tău vigilent. Rezolvarea problemelor de conflictă nu-ți convine. În întotdeauna au colește astfel de situații. Dar dacă ești forțată să intri într-un conflict, de exemplu, dacă demnitatea ta este ofensată, vei depune toate eforturile pentru a ieși câștigătoare din acea situație. Punctul tău slab este considerat a fi o dorință neclintită nu de a deveni centrul atenției universale, ci să primești recunoașterea publică, dragoste și compatibilitate. Prea încrezătoare în sine, aproape întotdeauna arăți clar că nu ai nevoie de nimeni, deși în realitate, ca toți oamenii obișnuiți, dorești să ai un partener cu care să poți împărtăși durerea și bucuria, îți place să fii apreciată și admirată de cei din jurul tău, ar trebui să cauți destine comune printre cei care împărtășesc opiniile tale, care sunt aproape de tine spiritual, iar aceștia sunt peștii. Fecioarele și scorpionii, de asemenea, pot să familiarizezi cu taurul, capricornul și vărsătorul, să vă uitați unul la altul, este posibil, aveți multe în comun și, prin urmare, familia va avea destul loc. Cu vărsătorul trebuie să știi că o va lua razna după 40 de ani și te poți aștepta la o tortură zilnică. Nici nu ar trebui să te gândești să-ți legi soarta cu leul, berbecul și săgetătorul precum și curacul și balanța. Va fi dificil să găsești o limbă comună, tu nu vei ține pasul cu acești oameni care necesită schimbări constante de peisaj, locuri de muncă și carieră. Ești foarte exigentă pentru tine însăți și cu alții. Nu îți plac zăbiciunile și tin să-i cu fierul roșu. Nu poate fi numită viață ușoară la locul de muncă deoarece munca, tensiunea, direcția precisă, adun resentimentele celor din jurul tău. Dar nu există standarde duble și surprize neplăcute. Dacă este necesar, vei merge calm la actul șocant, nu te stânjești să spui ceva care nu este acceptat sau considerat indecent. Judecățile și afirmațiile tale sunt întotdeauna grele și grave, chiar tăcute într-un fel semnificativ. Tu nu te strădui să preiei conducerea, ci preferi poziția cardinalului gri, influențând invizibil situația. Nu ești o luptătoare, iar o luptă deschisă, deși nu te înspăimântă, nu este elementul tău nativ, tu nu manifestui ofensă și sentimente altora, uneori ascunzându-le prea adânc în tine însăți, care de-a lungul anilor îți pot provoca probleme de sănătate. Pare a fi pregătită pentru orice schimbare neplăcută a evenimentelor, sănătate și boli, ești încăpățânată, realistă fermă, pe picioarele tale, practică, dar aceste trăsături pot crea probleme de sănătate pentru tine. Duritatea și încăpățânarea pot aduce la o varietate de nevralgii, artrite, reumatism, ar trebui să înveți să te deschizi lumii, împărtășind experiențele tale, cel puțin celor apropiați, altfel încărcarea acumulată de probleme, se poate simți într-o bună zi ca o boală cronică neașteptată găsește o ocupație care să-ți aducă emoții pline de bucurie și asigură-te că dai timp bucuriei să te cuprindă. Ai tendința de a-ți crea propriile probleme de sănătate din cauza perseverenței excesive și a realismului. Poți suferi din cauza inflexibilității tale, fizic și psihologic, și de-a lungul anilor acest lucru se manifestă în artrită, reumatism, nevroze. Este vital ca tu să rămâi deschisă și sensibilă. Să nu te temi de manifestarea sentimentelor și a emoțiilor. Este mai util să ai emoții pline de bucurie și fericire, mai degrabă decât cele grele și sumbre. O atenție deosebită ar trebui acordată amenajării casei tale, umplând-o cu lumină și căldură. În ceea ce privește exercițiile fizice, ar trebui să te preocupe dansul. Asigură-te că te simți confortabil și cald psihologic la domiciliu acordând o atenție specială detaliilor și culorii mobilierului și tapetului, la domiciliu trebuie să te relaxezi și să te odihnești, și trebuie să mergi acolo cu bucurie. În același timp, casa ta ar trebui să fie diferită de locul de muncă, ești muncitorul neobosit, desigur că îți vei face munca și acasă, dar, totuși, o atmosferă completă diferită ar trebui să domnească acasă, relaxantă, plăcută și sugestivă pentru o odihnă. Destinul și norocul Se poate spune că astrele te-au înzestrat cu sinceritate, independență și curaj. Ești harnică, știi ce vrei, ai o intuiție dezvoltată. Abilitatea ta de a prevedea te ajută să fii întotdeauna pe linie de plutire și conduci cu succes afacerea, evitând situații și pierderi neplăcute. Bazându-te pe sprijinul rudelor și prietenilor tăi, te miști cu încăpățânare înainte, făcând progrese pe scara carierei. Obții rezultate excelente, creând condiții excelente pentru tine însăți. Căsătoria timpurie nu este de dorit, așa cum va fi nefericită. Dacă te-ai căsătorită la o vârstă mai matură, vei fi fericită, o atmosferă de înțelegere reciprocă, iubire și respect va domni în familie. Sfaturi pentru tine Ceea ce tu nu tolerezi este compararea cu ceilalți, mai ales dacă nu este în favoarea ta. Ai nevoie de respect profund față de oamenii din jurul tău. Uneori, poți să pari invidioasă, așa că mulți nu te pot suporta atunci când ești lăudată. Această calitate a ta este cel mai bine să fie tratată cu umor. Umorul te va ajuta în general să-ți faci viața mai ușoară și vei fi mai puțin jignită. Au râs și au uitat. Dezvoltă flexibilitate și tact în relațiile cu ceilalți. Numai în acest fel poți câștiga credibilitate, poți să te abați de la sine și să îți ușurezi viața. Nu urmări succesul, punând în joc toate cele mai importante și mai valoroase. Succesul este un fenomen temporar. În caz contrar, poți rămâne prizonier în această cursă, iar în final ratată și singuratică. În timpul liber, nu uita de sănătatea mentală. O odihnă bună nu a rănit pe nimeni. Fii deschisă față de plăcerile vieții. Periodic slăbește autocontrolul. Nu trebuie să-ți faci prea multe probleme. Uneori este util să te transferi pe bancheta din spate și să te bucuri de plimbare. Permiteți să ai nevoie de alții și fii de acord că ai nevoie de sprijin. Ce cadouri ți se potrivesc. Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele în te ești un gardian al trei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă, în general. Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.